Cel puțin 1500 de pușcăriași au beneficiat în perioada 1 ianuarie 2019-10 februarie 2020 de reducerea termenului de detenție din cauza condițiilor precare din închisori. Datele se regăsesc în nota informativă a unei hotărâri de guvern prin care se propune suspendarea aplicării prevederii care permite micșorarea pedepsii. Dacă proiectul va fi votat și de deputați, executivul se obligă să prezinte Parlamentului, până la 1 septembrie 2020, un nou mecanism compensator perfecționat. Actualul mecanism, care prevede reducerea pedepsii în cazul detenției în condiții precare, a devenit funcțional la 1 ianuarie 2019. De atunci au fost înregistrate în instanță 5372 de plângeri din partea deținuților, care au cerut aplicarea acestei prevederi. În contextul în care în penitenciare sunt aproximativ 6700 de pușcăriași, Ministerul Justiției a catalogat aceste date drept alarmante. Din numărul total de plângeri au fost examinate circa 3445, fiind pronunțate decizii pe 2402 de plângeri. Prin urmare, peste 1500 au fost admise, încă deținuții au beneficiat de reducerea termenului de detenție. Respectivul proiect este o urgență, ies la libertate persoane care reprezintă un adevărat pericol pentru securitatea statului. Noi trebuie să ținem cont că pedeapsa penală, când este stabilită de judecător, este stabilită astfel încât acel condamnat să se resocializeze. Ca să se calmeze deținuții, cererile depuse vor fi examinate în condițiile legii din perioada când au fost înregistrate, a declarat ministrul Justiției Fadei Negacevski. Amintim că fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, condamnat în 2016 la 9 ani de detenție pentru corupere pasivă și trafic de influență, a fost liberat condiționat pe 3 decembrie 2019 din penitenciarul numărul 13 din capitală. Asta după ce judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis să reducă termenul de detenție cu 682 de zile, adică cu aproape 2 ani. Decizia a fost luată în baza consultărilor Curții Europene pentru Drepturile Omului.